Și artiștii au povești de viață tare interesante. Emily Sande e un astfel de exemplu. A fost căsătorită multă vreme și la un moment dat a spus pas, da. Și acum, cred că sunt două luni de zile, a spus da. Din nou. Și a schimbat viața, da. A spus da unei femei. A, da, asta e o alegere. Serios, da? E o alegere. Emily Sande era, da? Da, nu superbă. Nu știam piesa, dar super piesă. Superbă, da. Eu am văzut la un moment dat un moment de, nici nu știu cum să-i spun, e dans amestecat cu magie pe o piesă de Emily Sande. Mai ții minte la Britain's Got Talent? Da, 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 da. Niște oameni care făceau în spatele unui văl un dans cu umbre. Senzațional, da, și era o piesă de Emily Sande. M-a lăsat cu gura căscată. Foarte tot cu gura căscată te lasă și... Acum mă uitam la televizor că domnul Ciucă îl primește pe șeful NATO. Noi suntem o țară în care știrile astea importante trebuie să vină cu un parfum așa de senzațional. Nu, e greu să explici, bă, ce fac șefii din NATO la București, așa că toate știrile care le-am văzut eu pe site-uri sună în felul următor. Avionul șefului NATO a venit însoțit de avioane de luptă, unul în stânga, unul în dreapta. Un minut mai târziu, șeful NATO a ajuns, a aterizat în București în siguranță. Două minute mai târziu, traficul din București, wow! A, cred că e ceva nenorocire, nu? Și eu trebuie să fiu la 5 într-un loc. Hai să dezbatem. Să vă spunem de ce oamenii ăștia importanți sunt la București. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, în vreme de 3 zile, așa se spune clișeistic, capitala României este capitala diplomației europene și internaționale. În fapt, sunt două reuniuni, una reuniunea liderilor de la München și cealaltă reuniunea ministrilor de externe din țările NATO. Oamenii ăștia se întâlnesc la București ca să găsească un răspuns ghișciupercă la criza ucraineană. Care e însemnătatea? E prima întâlnire a șefilor de externe, ministrilor de externe din țările NATO în flancul culestic al Alianței de la începutul războiului, inclusiv ministrul de externe al Statelor Unite vine aici și toți miniștrii de externe importanți, o să vorbească și președintele Klaus Iohannis. După cum îl vedeți, domnul Ciucă are activitate, l-a primit pe domnul Stoltenberg de la NATO aici. Bun, ce vor oamenii ăștia? Că asta e marea întrebare pe care și-o pune toată lumea. Oamenii ăștia vor să găsească un răspuns corect sau mai amplu la ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în Ucraina. Dacă vă citesc cum vorbesc părțile române și cele internaționale, aici te doare capul. Deci dacă vă dau un exemplu, obiectivele României, zice aici, reafirmarea priorităților pe linia de securitate și apărare cu accent asupra implementării cât mai rapide deciziilor privind consolidarea flancului estic al NATO, în special Marea Neagră. Ha? Ce zici? Ții minte discursul lui Iliescu, ancorați în sinergia faptelor cu meandrele concretului? Eu nu știu de ce refuză oamenii ăștia să vorbească pe șleau oamenilor, populației. Pe bune, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Da, prieteni, uitați ce se întâmplă în momentul ăsta. Rusia bombardează ținte civile din Ucraina cu aspră de măsură. NATO a trimis arme în Ucraina și Statele Unite, în principal, au trimis arme în Ucraina când nu s-a întâmplat în niciun fel de război. Arme, combustibil, materiale, logistică, informații, au sprijinit această țară în război, care i-a snopit pe ruși, începând să elibereze din ce în ce mai multe teritorii ocupate. Dar, de la un moment încoace, Rusia a început să bombardeze orașele agresiv, să oprească curent electric, căldură, să provoace o criză sanitară. Și atunci NATO trebuie să găsească un răspuns la chestiunea asta. Marea întrebare care se pune în momentul ăsta și de aia se adună oamenii ăștia, printre altele, să spună: prieteni, ce facem noi cu nebunul că nu se mai luptă pe linia frontului, ci îi bate pe ăștia cu rachetele până în zona de vest a Ucrainei? Îi dăm arme și mai performante? Asta e întrebarea. Adică să-i dăm niște sisteme de antiaeriene care să facă față? Să bombardeze Ucraina și niște ținte din Rusia? E și asta o întrebare care se pune. Ce facem ca să-i apărăm pe civilii din Ucraina în chestiunea asta? Ca să înțeleagă toată lumea. Nu au un răspuns clar în momentul ăsta. Doi la mână. Vor să vadă până unde împing războiul ăsta în vederea constituirii unei păci, pentru că și modul în care se va negocia pacea este foarte important și vor vedea dacă e moment prielnic. Și ce ne interesează pe noi foarte tare și este trecut pe agenda acestei întâlniri este cum apărăm Moldova, Georgia și, subiect nou în discuția asta, Bosnia-Herțegovina.
Bosnia-Herțegovina nu că ar fi supusă vreunui război militar, ci unui război de tip hibrid care poate să destabilizeze zona respectivă, adică cu influențe masive rusești. Un război de tip hibrid înseamnă război de informații, de nemulțumire ale populației și așa mai departe. Deci NATO trebuie să-și consolideze aceste flancuri cu diverse acțiuni politice sau militare, astfel încât și cetățenii de acolo să aibă o viață cât de cât normală în timpul acestui război. Asta se dorește la această reuniune. Nu e foarte clar dacă se va pleca cu un răspuns pozitiv la chestiunea asta. Sau un răspuns, o soluție. Sau un răspuns, o soluție. O să vedem mâine. Mâine, apropo, facem și România în direct. Vine aici Cristian Părvulescu, el explică mult mai bine decât mine ce se întâmplă cu oamenii ăștia și o să intrăm și în legătură cu corespondenții noștri care sunt la Palatul Parlamentului, dar și cu ascultătorii România în direct pe această temă. E o reuniune importantă pentru România și ca o recunoaștere a faptului că a făcut niște eforturi de război importante aici și că e parte din această coaliție, dar mai ales că oamenii deștepți țintesc și către viitor, e și un răspuns la ideea că România va face parte din reconstrucția Ucrainei, care reconstrucție va fi finanțată de Europa și de Statele Unite, în mod evident, și care înseamnă o grămadă de bani investiți în zona respectivă, lucru la care e de așteptat ca la finalul oricărui război să participe și firme din această alianță, inclusiv din România. Deci, deocamdată, așa trebuie gândite lucrurile în perspectiva unei ierni foarte, foarte complicate din punctul ăsta de vedere. Asta încerc să vă spun. Sper că am reușit o traducere cât de cât corectă. Cum ziceau, mă, nu sustenabilitate, ziceau ceva cu implementare. Meandrele concretului. Meandrele concretului. Ancorați în sinergia faptelor. Și până atunci, știți cum se întâmplă, probabil că râd aici, scuzați-mi ironia, niște concetățeni de-ai noștri, fie civili sau militari, vor mai fura ceva benzină de... Ce la... penibil. Urât. A fost un moment penibil. Urât, da, urât. Ei vine acolo, încearcă să ne apere. Da, și noi le furăm, și noi le furăm combustibilul. Da. La ce oră spuneai că trebuie să ajungi unde, nu? La ora 17, mai am oră și 20 de minute. Succes. Cred că va fi o încercare, da. Auzi, dar știi ce îți recomand când pleci din radio? Să-ți imaginezi că tu, de fapt, te duci într-un alt loc și ai o escală. Eu, spre exemplu, vineri am plecat din radio, aveam treabă la un hipermarket și mi-am imaginat în mintea mea că am escală la Viena. Eu fiecare zi fac câte o escală din asta. Da, Viena. Da. De ce nu? Când o să cresc mare și bogat, o să-mi iau un elicopter din ăla mic. Eu spun aripi imediat. Dacă nu ați reușit să ascultați de la bun început rubrica Rațiunea Zilei, aceasta va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europa.fm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook la secțiunea Live. Hai să ne conectăm pe Insta, Facebook și Twitter. Yeah. Europa FM.